Ascultă, vrei să-ți spun un adevăr al naibii de deranjant? Tot ce am făcut noi azi nu va mai conta în 20 de ani. Ce a zis șeful sau cât costă mașina aia nouă? Nimic, pentru că pământul ăsta nu o să ne mai poată ține. Înțelegi? Natura nu mai are timp. De vreme ce ne cresc nouă conturile în bancă, cresc și temperaturile anormal de mari, secete și inundații. În timp ce noi avansăm în cariere, rezervele de apă scad drastic. Uite în jur, cui îi pasă de succesele noastre când am rămas fără păduri, iar pământul e îmbibat cu atâta chimie? Și, apropo, când te-ai scăldat ultima oară într-un râu? Știi, copiii noștri nu o să mai vadă toate animalele și păsările pe care le-am știut noi. Iar noi ne agităm să le găsim o școală mai prestigioasă. Cui îi pasă? Crezi că cineva în locul nostru se gândește la problemele mediului? Nu. Uite, hai să facem azi ceva. Acum. Știu că e greu să te gândești la viitor, dar încearcă cel puțin 10 minute pe zi. Hai să vedem. Ce pot face eu concret? Ce funcție am? Ce pârghii am să influențez situația în care ne aflăm? Hai să începem de la lucruri mici. Cum sortăm gunoiul? Cum economisim energia electrică? Cum stopăm emisiile de gaze cu efect de seră? Cum ne alimentăm mai moderat? Cum protejăm pădurile, râurile și locurile publice? Ce facem cu traficul și mașinile care poluează aerul? Cum reducem utilizarea pesticidelor și chimicalelor în agricultură? Sunt atâtea de făcut, dar hai să le luăm pe rând. 10 minute pe zi. Și apoi, dacă vrei, fă mai mult. Copilul tău va fi mândru de tine. Îți promit. Moldova se numără printre cele mai vulnerabile țări din Europa la schimbările climatice. Dacă nu întreprindem nimic, în 2050 vom ajunge o țară de semideșert. Eu asta nu-mi doresc. Dar tu? Bună seara, prieteni! Suntem la jocul intelectual dedicat eficienței energetice, climei și mediul ambient. Este un joc mai special, un joc organizat în contextul Săptămânii Europene a Energiei Durabile 2021. Eu sunt Octavian Serețeanu, sunt președintele Clubului Moldovenesc de Jocuri Intelectuale. Voi modera acest joc și alături de mine este și Sanda Șerșun. Bună seara, mulțumesc, Octavian! Eu sunt Sanda Șerșun, membru a Clubului Moldovenesc de Jocuri Intelectuale și voi ajuta astăzi pe Octavian să organizăm jocul. Într-adevăr, este un joc important și neobișnuit pentru noi. Este prima ediție unui joc dedicat unei teme de importanță deosebită atât pentru țara noastră, cât și pentru întreaga planetă. Mulțumesc, Sanda. Vreau să menționez că alături de noi este și Alexei Șerșun. Este online, ne va ajuta cu verificarea rezultatelor la multele răspunsuri corecte pe care le veți trimite voi astăzi seara. Gazda noastră de azi este Europa Cafe, centrul de informare a Uniunii Europene în Republica Moldova. Este un loc potrivit unde puteți să aflați foarte multe despre Uniunea Europeană, să vă informați atât despre UE cât și despre statele membre ale UE. De asemenea, puteți să aflați aici ce înseamnă echipa Europa și mai ales despre asistența Uniunii Europene oferită Republicii Moldova. Jocul de astăzi este transmis pe mai multe platforme, atât pe YouTube, pe Facebook, pe mai multe pagini. Puteți să ne urmăriți și pe Privesc Eu, da? Știți și voi unde ne urmăriți acum. Sanda?
Imediat o să testăm formularele de înregistrare, dacă totul funcționează bine. O să dau niște link-uri ca să transmiteți un formular de test. Dacă nu v-ați înregistrat în prealabil, puteți în formular să indicați numărul de persoane care joacă respectiv în echipă, pentru ca să avem o statistică și pentru că la final va fi un bonus plăcut pentru toți jucătorii online. Deci ascultați, priviți, imediat o să vină și link-urile. Mersi, Sanda. În aceste scopuri, cum am zis, pentru promovarea unei energii eficiente, protecția climii, a mediului, Uniunea Europeană finanțează o serie de programe și în Republica Moldova. Vreau să menționez trei inițiative, și anume UE pentru mediu, UE pentru climă și UE pentru energie. Totodată știm că Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul să contribuie activ la o planetă mai sănătoasă și prin aprobarea Pactului Verde European, la care a aderat și Republica Moldova. Puteți să accesați și platforma euformoldova.eu, da, imediat o să apară și pe ecran, unde puteți să aflați informații despre sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, inclusiv proiecte pentru un mediu sănătos și de promovare a eficienței energetice. Vom afla astăzi multe lucruri interesante despre climă, mediu, eficiență energetică. Unele lucruri le veți deduce singuri, unele le veți afla chiar acum seara. Sperăm noi să aflați lucruri interesante pe parcursul acestor 5 runde și să câștige cea mai bună echipă. Acum, eu sper că noi suntem gata. Pentru cei care mai participă la jocurile noastre, este destul de simplu. Aveți clipul care se transmite în direct, vedeți întrebările pe ecran, o să mai vedeți de data asta și pe mine, o să vă citesc întrebările. După care, da, aștept. Da, o să puteți să răspundeți, să luați multe puncte. Apropo, da, imediat vedem și regulile mai detaliate ale jocului. Haideți să le citim împreună. O să jucăm 5 runde, a câte 6 întrebări, deci în total vor fi 30 de întrebări, maxim puteți să luați 30 de puncte. Răspunsurile se transmit prin formularul pe care l-am indicat noi în comentarii, pe unde am reușit și pe privesc eu și pe YouTube, pe pagina Cimejii și pe Facebook, pe pagina Cimejii. Dacă urmăriți în altă parte și nu găsiți formularul, pe care, apropo, l-am transmis și pe poștă pentru echipele care s-au înregistrat până astăzi la ora 18, dacă nu îl găsiți, intrați repede, de exemplu, pe pagina de YouTube a Cimejii, îl copiați și după asta puteți să urmăriți unde vă este mai comod. Este același formular la toate rundele. Aveți grijă ca denumirea echipei să fie întotdeauna aceeași, să ne fie nou mai ușor să verificăm și să contrapunem toate rezultatele. Este acceptat un singur formular per rundă. Este o mențiune în special pentru echipele care joacă prima dată, fiindcă este posibil după ce expediați formularul să vă mai amintiți că stați, că mai știu un răspuns la întrebare. Nu încercați să mai transmiteți încă un formular a doua oară, fiindcă verificăm doar primul formular sosit la noi. Vom avea pauze scurte, de cel mult un minut între runde, să vă odihniți și voi. Veți avea aproximativ un minut de gândire per întrebare și veți putea să vă gândiți la întrebările pentru runda curentă, fiindcă vor fi secțiuni de câte 6 întrebări, respectiv până nu a expirat timpul pentru ultima întrebare, puteți să vă mai gândiți și discutați în echipă, poate găsiți un răspuns la vreo întrebare mai dificilă anterioară. Răspunsurile corecte vor fi anunțate după fiecare rundă, deci evident nu veți afla răspunsul după fiecare întrebare, ci doar la finalul fiecare runde. În cazul în care nu se cere concret un răspuns în română, puteți să răspundeți și în alte limbi, în limbile pe care le cunoaștem noi și le putem verifica, în română, rusă, engleză sau franceză. Numărul dintre paranteze, unde o să observați că la final de întrebare este un număr între paranteze pătrate și este numărul de litere din care este format răspunsul corect. Uneori este un indiciu care poate să vă ajute. Dacă nu specificăm altfel, toate indiciile, de exemplu, indiciul de numărul de litere se referă la răspunsuri în limba română. Acestea sunt regulile de bază și aflăm și cum determinăm echipa câștigătoare. Deci câștigă echipa cu cele mai multe puncte la final.
evident, dintre echipele care joacă live, fiindcă noi postăm aceste înregistrări și după joc, respectiv cineva ar putea să joace acest concurs și după ce finalizăm noi concursul live, dar în clasament nimerează doar echipele care au jucat live și avem și câteva criterii de departajare doar pentru echipele din top 3. Deci numărul de runde câștigate, o rundă câștigată înseamnă să luați cele mai multe puncte la runda respectivă, pot fi 6, dar pot fi și mai puține, și formularul expediat mai rapid la runda a 5-a. Deci la ultima rundă vă străduiți să găsiți cât mai rapid răspunsurile corecte și să expediați mai rapid formularul. Acestea sunt regulile și modul în care noi determinăm echipa câștigătoare. Sanda, acum să vedem, ai reușit tu să testezi formularul, echipele s-au logat, au transmis un formular de test? Da, la moment s-au înregistrat în regim live în jur de 11 echipe, mai așteptăm, eu cred că o să se alăture deja la joc. Sunt echipe, unele cu experiență multă, care au mai participat și unele sunt destul de noi, despre care nu am auzit încă nimic. Ok. Deci, la momentul startului m-am uitat să-mi iau pe în formularul de înregistrare, erau vreo 45 de echipe pregătite de joc. Sperăm că toți s-au descurcat și au găsit formularul, știu cum să-l folosească. Apropo, așa, vreo două indicii încă pentru echipe și începem. Nu este nevoie să completați toți membrii echipei formularul, doar o persoană, un capitan, îl completează și îl expediază, ceilalți cumva îl ajută să găsească răspunsurile corecte. Nu vă speriați dacă la prima, așa, atunci când vedeți întrebarea, vi se pare prea dificilă, fiindcă mai sunt și indicii în întrebare și majoritatea dintre ele pot fi răspunse logic, fără cunoștințe foarte specifice în domeniu. Dar încercați să discutați și poate găsiți răspunsul corect. Întrebările sunt tematice, cum am zis, despre eficiență energetică, climă și alte domenii relevante. Dar, da, sperăm că va fi totul bine și vă descurcați. Acum noi suntem gata să începem. Cred că trecem la runda întâi. Așa, o să vedem imediat pe ecran și slide-urile pregătite cu întrebări. Deci, atenție, runda întâi, imediat trecem la întrebarea întâi, fiți gata să fiți pe fază. Deci, întrebarea întâi. Într-o carte despre precipitații este utilizată următoarea metaforă. Prima sunt toate hainele din garderobă, iar a doua, hainele pe care le îmbrăcăm azi. În imagine, prima este reprezentată cu roșu, iar a doua cu albastru. Numiți-le pe prima și pe a doua. Timpul. Atenție, întrebarea a doua. Există trei cauze de bază de ce clima este mai călduroasă în zona arctică în comparație cu cea antarctică. Prima cauză este altitudinea mai mare în Antarctica în comparație cu cea a gheții din Oceanul Arctic. A doua sunt fluviile care se varsă în Oceanul Arctic.
Dar care este a treia cauză dacă fenomenul a fost semnalat pentru prima dată în anul 1513? Timpul. Atenție, întrebarea a treia. Denumirea unui proiect ecologic lansat de compania Ford acum un deceniu are o denumire asemănătoare cu un roman care a luat în anii 1990 premiul Bram Stoker, un premiu oferit celor mai bune creații horror și fantasy, numiți romanul. Timpul. Într-o capitală europeană sunt populare pungi cu inscripția Reduce, Reuse, Recycle, un cuvânt omis. Încercați să ghiciți despre ce capitală este vorba, dacă țara în care se află e caracterizată de una dintre cele mai bune situații ecologice din Europa. Într-o capitală europeană sunt populare pungi cu inscripția, mă scuzați, întrebarea a cincea. Întrebarea a cincea. Ziarele americane comentau astfel această măsură: dacă tai o fâșie din partea de deasupra cuverturii și apoi o coși în partea de desubt, nu obții o cuvertură mai lungă. De fapt, Benjamin Franklin, cel care a propus măsura, își făcea griji pentru resursele energetice ale țării. Despre ce măsură este vorba? Timpul.
Întrebarea a șasea. O noutate rea pentru francezi, dar bună pentru englezi. Mâine ea va fi produsă în sudul Marii Britanii. Așa a sunat titlul unui articol din presă despre încălzirea globală. Desigur, nu s-a întâmplat a doua zi, dar s-ar putea întâmpla în viitorul apropiat. Ce este ea, dacă legal, poate fi produsă doar într-o regiune din nord-estul Franței? Am încheiat prima rundă. Acum vedeți că avem o pauză de un minut. Noi verificăm, în special Sanda cu Alexei, răspunsurile voastre. Vă rog să nu întârziați prea mult cu expedierea formularului. Și un moment foarte important pe care mi l-a semnalat Sanda. Unele echipe novice expedează răspunsul la fiecare întrebare, da, după fiecare întrebare. Expediați un singur formular per rundă cu cele 6 răspunsuri. Da, nu expediați după fiecare întrebare. Da, deci sperăm noi că toate echipele deja au reușit să expedeze formularul. Nu știu dacă este absolut sincron peste tot transmisiunea, dar sperăm noi că așa este. Multe echipe în concurs, o să ne zic că sunt, dar puțin mai târziu cât e exact. Dar acum haideți să vedem răspunsurile la runda întâi. Deci la întrebarea întâi am întrebat eu ce sunt prima și a doua. Clima și vremea. Evident, o să acceptăm și sinonimele, dar răspunsul de bază astea sunt. La întrebarea a doua, despre fenomenul care a fost semnalat pentru prima dată în 1513, este curentul Golfului sau Gulf Stream. Acesta influențează mult și clima din Europa Vestică și America de Nord. La întrebarea a treia, romanul se întreba, este The Green Mile, iar denumirea proiectului era Greener Miles. La 4,
Trebuia să ghiciți capitala dintr-o țară cu situație ecologică printre cele mai bune din Europa, Reykjavik, capitala Islandiei. Și inscripția era Reduce, Reuse, Recycle, Reykjavik. La 5, despre ce măsură este vorba, am făcut-o și noi destul de recent, schimbarea orei sau trecerea la ora de vară, la noi a fost trecerea la ora de iarnă. Și întrebarea a șasea, ce este ea? Ea este șampania. Odată cu încălzirea globală, teritoriul Franței ar putea să nu mai fie potrivit pentru soiurile necesare de viță de vie. Șampania este denumirea care este utilizată doar pentru produsele realizate în regiunea Champagne din Franța, iar băutura din afara regiunii poate fi numită doar vin spumant. Astea au fost răspunsurile la runda întâi. Sanda, te rog, dacă ai ceva rezultate, să ne le zici. Avem și rezultate și o listă cu echipe. 39 de echipe au ajuns până la urmă la concurs și cele mai bune în runda dată au fost hashtag protest permanent, H5N1, Fii și Ser, cu câte 6 puncte, deci maxim în această rundă. Da, astea au fost rezultatele preventive. Evident, mai verificăm pe parcurs. Dacă găsim vreo eroare, o corectăm și o anunțăm. Iar acum, haideți să trecem la runda a doua. Da, imediat vedem și întrebarea pe ecran, runda a doua. Atenție, întrebarea întâi. Un studiu de la Universitatea din California a stabilit o legătură dintre climă și nivelul de contrast dintre culorile acestui animal. Numiți animalul. Timpul. Enciclopedie ne spune că o climă de X se deosebește, printre altele, prin următoarele caracteristici. Temperatura crescută, radiație solară diminuată, cer mai înnorat și ploi mai multe vara. Mai multe ceață iarna. O expresie românească zice că hainele de X sunt haine mai bune decât cele de lucru. Ce este X? Un răspuns din 4 litere. Atenție, întrebarea a treia. Conform modelului climateric elaborat de echipa profesorului Alex Hall, clima din acest oraș va implica temperaturi și mai crescute, iar ploile vor fi foarte rare, foarte diferit de ceea ce este prezentat în film. Despre ce oraș este vorba?
Atenție, întrebarea a patra. Se crede că clima din deșertul Negev, din sudul Israelului, a devenit una uscată, acum aproximativ 185.000 de ani. Presupunerea se bazează pe faptul că în multe locuri de acolo, atunci au încetat să mai crească alfele și betele. Numiți alfele sau betele dacă au primele 5 litere în comun. Întrebarea a cincea. Se consideră că prima criză energetică din lume a avut loc în Anglia în a doua jumătate a secolului XVI. Criza constantă epuizarea resurselor forestiere și a dus la căutarea unor surse alternative de energie, ce au început să utilizeze englezii în cantități mari începând din acea perioadă. Și atenție, întrebarea a șasea, ultima din runda a doua. Pe un poster dedicat încălzirii globale, Pământul este reprezentat sub forma unei bile de alfă într-o stare nu prea bună. Una dintre primele mențiuni ale alfei vine din Imperiul Roman de pe timpul lui Nero, când avea în componență gheață din alpi, miere și vin. Ce este alfa? Thank you.
Da, deci a expirat iarăși timpul pentru a expedia formularele. Dacă cumva n-ați reușit, o faceți acum rapid, nu trageți de timp, fiindcă foarte, foarte rapid vă zicem răspunsurile și la întrebările de la runda a doua. Suntem gata să vedem răspunsurile și la runda a doua. Haideți să le vedem împreună. La întrebarea întâi, trebuia să numiți animalul, este vorba despre zebră. Se pare că unul dintre motivele existenței dungilor la zebre este termoreglarea. Aerul se mișcă mai repede lângă culoarea neagră, care absorbe razele solare, și mai încet lângă cele albe. Acest fapt duce la crearea unui mediu specific lângă fiecare zebră. La întrebarea a doua, ce este X? X este oraș, deci știți și voi, se deosebește puțin clima de oraș, de cea din afară orașului sau de clima rurală, în mod special este mai cald. La întrebarea a treia, deja v-am întrebat despre un oraș concret, orașul este Los Angeles, în filmul Blade Runner 2041 apare Los Angelesul de la mijlocul secolului 21, cu multe ploi, zăpezi și cer înnorat, foarte diferit de ce prognozează cercetătorii. La întrebarea a patra, trebuia să numiți alfele sau betele, stalagmite și stalactite. La întrebarea a cinci, ce au început să utilizeze englezii în cantități foarte mari începând din acea perioadă? Cărbuni. Și vedeți o poză dintr-o mină, cam cum se obține acel cărbune, apropo, care este utilizat în cantități mult prea mari și în prezent. Întrebarea a șasea, ce este alfa? Alfa este înghețata. Și vedeți și posterul, da, odată cu încălzirea globală și această înghețată, care este Pământul, se topește câte puțin. Iar noi mergem la Sanda. Sanda, ai rezultate preventive? Avem rezultate preventive. Runda aceasta a fost mai complicată. Au fost doar două echipe cu maxim de 6 puncte, hashtag protest permanent și echipa SER și 3 echipe pe locul 2 cu 5 puncte. Ok. Sperăm că va fi mai simplu mai departe și probabil că așa va fi. Au fost acum întrebări puțin mai dificile. Mai departe vor fi mai simple. Haideți să mergem la runda a treia. Da, iar noi începem runda a treia, întrebarea întâi, atenție la ecran. Cercetările au arătat că, de exemplu, în anii 1982, 1983 și 1997-1998, șansele izbucnirii unor revolte în state precum Columbia, Panama sau Indonezia erau mai mari, cu circa 20%, decât, de exemplu, în Afganistan, Tunisia sau Grecia. Cauza acestei legități este un băiat spaniol. Numiți-l. Întrebarea a doua. Pentru a atrage atenția asupra dezastrului ecologic determinat în mare parte și de activitatea Chinei,
un activist ce a vizitat în anul 2007 Muzeul Britanic a îmbrăcat măști antigaz pe doi dintre ei. În total, ei sunt în număr de circa 8.000 și majoritatea se află în Asia. Numiți-i pe ei prin câteva cuvinte. Timpul? Întrebarea a treia. Într-un roman de Peter Watts, plasat în viitorul apropiat, este menționat necrologul ultimului Y. Cel mai mare Y din prezent are o lungime de circa 2500 de kilometri. Într-adevăr, din cauza ecologiei proaste, Y-cele sunt afectate și ar putea dispărea cu totul. Numiți cel mai mare Y. Întrebarea a patra. În rezultatul erupției vulcanului Tambora din Indonezia, clima europeană s-a schimbat pentru un timp. Chiar și vara, pământul era acoperit cu zăpadă, iar caii nu aveau ce mânca. Se consideră că acest fapt a fost unul important ce a dus la inventarea ei. Ce este ea? Întrebarea a cincea. În anul 1993, UNESCO și OMS au publicat un studiu al stării ecologice în diverse state ale lumii. Notele se ofereau în bază de 5 baluri. Rusia a primit atunci nota 1.4, China nota 2, SUA 3, iar Islanda 4. Nu vă grăbiți și răspundeți. Ce țară a primit nota 5? Huh?
Și ultima întrebare din runda a treia. Acest poster ne amintește despre ea. Prima a avut loc în Australia în anul 2007. Atunci au participat circa 2,2 milioane de oameni. Numiți-o pe ea prin două cuvinte. A expirat și timpul pentru expedierea formularilor la runda a treia. Cum v-a zis și anterior, dacă încă nu ați făcut-o, vă grăbiți acum și o faceți, fiindcă Sanda așteaptă răspunsurile voastre. Deci suntem gata să vă dăm răspunsurile și la runda a treia. Haideți să le vedem împreună. La întrebarea întâi am întrebat despre un băiat spaniol, El Niño, care așa se traduce băiețelul din spaniolă. În statele aflate sub influența El Niño au loc conflicte armate mai des în anii în care cataclismele climaterice, în special căldura și seceta, sunt mai accentuate. Iată așa, și în alt mod poate să ne influențeze clima, viața de zi cu zi. Numiți pe ei prin câteva cuvinte, am zis sunt în jur de 8.000, sunt soldații de teracotă sau armata de teracotă. La 3, cel mai mare Y este Marea Barieră de Coral, vedeți și în imagine, iar prin Y s-a înlocuit recif de coral. La 4, ce este ea? Ea este bicicleta. Deci, iată așa o presupunere că inventarea bicicletei cumva a fost grăbită de faptul că un vulcan din Indonezia a erupt în secolul XIX. E posibil. Întrebarea a cincea. Am zis să nu vă grăbiți, să vă gândiți și să răspundeți ce țară a primit nota 5, evident, niciuna nu a primit nota 5. Și întrebarea a șasea, numiți-o pe ea prin două cuvinte, ea este ora Pământului, da? Care este marcată în fiecare an de atunci.
Acum să vedem dacă avem ceva rezultate de la Sanda. Se pare că runda 3 a fost și mai complicată ca runda 2. Avem o singură echipă cu 5 răspunsuri, este echipa hashtag protest permanent. Dar o să mai verificăm, sunt multe variante diverse la toate întrebările, deci încă câteva minute o să mai recalculez. Ok, eu presupun că la întrebarea despre țara de nota 5, mulți au căutat foarte multe versiuni și le-au dat. A fost și Moldova. A fost și Moldova, chiar, da. Bine, noi suntem gata să trecem la runda a patra. Da, imediat o să vedem și întrebarea pe ecran. Atenție, întrebarea întâi din runda a patra. Defrișarea a devenit în secolul 20 o problemă globală. Defrișările nu se întâmplă însă întotdeauna din vina omului. Numiți obiectul acvatic, lângă care în anul 1908 au fost defrișați într-o zi circa 80 de milioane de copaci. Atenție, întrebarea a doua. Alfa nucleară este o stare ipotetică a climei ce ar putea fi specifică doar unei părți a Terei. Ea ar fi caracterizată de precipitații toxice, pieirea pădurilor de foioase și scăderea temperaturii medii cu 1-2 grade. Răspundeți printr-un cuvânt care începe cu o consoană, ce este alfa. Întrebarea a treia. Automobilul Stella Lux, lansat în anul 2015, este unul energetic pozitiv. Acesta are un acoperiș cu o suprafață mai mare decât cea a salonului și este dotat cu un sistem de navigare ce selectează traseul și independență de ea. Numiți-o pe ea prin două cuvinte care încep cu litere consecutive din alfabet. Timpul.
Atenție, întrebarea a patra. În acest an de Halloween, probabil că una dintre cele mai populare costumații în SUA au fost uniformele din Squid Games. În 2010 însă, un costum foarte popular era verde și cu pete întunecate. Inginerul cărei companii era reprezentat astfel. Puteți răspunde și prin două litere. Întrebarea a cincea. O companie energetică australiană a recomandat consumatorilor să nu citească în dormitor. O cercetare realizată la comandă acestei companii a arătat că cei care citesc în dormitor termină procedura în 30 de minute, iar cei care nu citesc în doar 10 minute. Ce expresie a fost înlocuită prin a citi în dormitor? Atenție, ultima întrebare din runda a patra. Un proiect care ar putea rezolva criza energetică din Etiopia spune că un X este echivalent cu câteva milioane de baterii solare sau circa 500 de turbine eoliene. Conform mitologiei, X locuia pe insula Sicilia. Ce cuvânt a fost înlocuit prin X?
apărat minutul, noi vă invităm să expediați rapid formularul, fiindcă în câteva secunde vă citim răspunsurile corecte. Dar se pare că toate echipele au reușit deja să ne transmită răspunsurile. Haideți să le vedem pe cele corecte. Atenție la întrebarea întâi. Trebuie să numiți un obiect acvatic lângă care au fost defrișați foarte și foarte mulți copaci în 1908. Podcamene Tunguska sau pur și simplu Tunguska. Este vorba despre căderea meteoritului de lângă râul Podcamene Tunguska la 30 iunie 1908. Au fost dobărâți atunci circa 80 de milioane de copaci pe o suprafață de 2150 de kilometri pătrați. Întrebarea a doua, un cuvânt care începe cu consoană, răspunsul este toamna. Iarna nucleară este un efect climatic prezis al unui război nuclear. Se presupune în teorie că iarna nucleară ar fi caracterizată de o vreme rece și extremă. În schimb, toamna nucleară ar afecta doar o porțiune a globului și ar avea efecte mai blânde. Oricum, noi sperăm că nu o să ajungem la așa chestii niciodată. Întrebarea a treia. Numiți-o pe ea prin două cuvinte care încep cu litere consecutive din alfabet. Prognoza meteo. Automobilul are panouri solare pe acoperiș, iar energetic pozitiv, adică poate produce mai multă energie decât consumă. Întrebarea a patra, despre inginerul cărei companie este vorba, British Petroleum sau BP. Catastrofa din Golful Mexicului din 2010 este considerată cea mai mare deversare de petrol din istorie, de circa 780 de mii de metri cubi. Un raport din 2018 a arătat că scurgerea încă nu fusese oprită complet. Și întrebarea a cincea, prin a citi în dormitor am locuit expresia a cânta în duș. La șase, ce cuvânt a fost înlocuit prin X? Vulcan și zeul focului în mitologia romană, de asemenea era Vulcan. Am studiat eu rapid geografia Etiopiei, am văzut că sunt în jur de 30 de vulcani în Etiopia. Într-adevăr, dacă ar putea fi utilizați, probabil că ar fi o soluție pentru necesitățile energetice. Acum, Sanda, eu sper că ai deja rezultate și sunt bune. Am rezultate, sunt bune pentru 4 echipe, pentru că au acumulat 5 puncte. Asta a fost maximul în această rundă. Eu zic că e mai bine decât runda precedentă, dar da, maxim de 6 încă nu avem. Ok. Bine, nu zicem cine a răspuns, păstrăm puțin suspans înainte de ultima rundă. Apropo, suntem gata de runda a cincea. Da, haideți să vedem întrebările. Imediat pe ecran începem cu întrebarea întâi. Atenție! Întrebarea întâi. Solar este un gen și curent artistic relativ nou. În el, viitorul este prezentat optimist, fiind rezolvate toate problemele ecologice globale. Care 4 litere au fost omise din denumirea genului? Timpul.
Suntem la întrebarea a doua. Apropo, mi-a zis Sanda că este o greșeală la întrebarea despre prognoza meteo. Am scris noi că sunt două cuvinte care încep cu litere consecutive. Am greșit noi ceva, o să decidem pe urmă cum facem cu această întrebare. Acum haideți să vedem întrebarea a doua. La conferința științifică ce a avut loc la Helsinki în 1989, s-a atras atenția lumii la o catastrofă ecologică iminentă. După părerea cercetătorilor, omenirea deja era amenințată de niște substanțe chimice numite clorofluorocarburi. Sub ce nume mai popular sunt cunoscute aceste substanțe? Timpul. Întrebarea a treia. Administrația energetică din Țara Galilor de Nord are un sediu eficient din punct de vedere energetic. Astfel, 45% din căldură îl produc lămpile electrice, 40% aparatele cu aer condiționat și instalațiile de încălzire. Dar care e sursa pentru restul de 15%? A patra. Pe un poster social din Germania, contururile simbolului pericolului de radiație se îngustează și el se transformă într-un X. Răspundeți prin câteva cuvinte ce este X.
Întrebarea a cincea. Atunci când primele generatoare eoliene au fost instalate în Anglia, unul dintre ele a fost plasat lângă o antenă care transmitea semnalul de televiziune. Semnalul a început să fie distorsionat și oamenii au fost nemulțumiți. Găsind o soluție ingenioasă în acel caz, inginerii au făcut asta cu generatorul eolian și antenă. Ce anume au făcut? Și ultima întrebare din pachetul de astăzi, întrebarea a șasea. Pentru climatologii care studiază Africa, ele sunt o adevărată mină de aur. Dispariția lor probabilă în următorii ani este comparată de specialiști cu un incendiu la bibliotecă, pentru că în ele se păstrează foarte multe informații despre clima africană din ultimile milenii. În domeniul literar, ele au fost publicate în 1936. Ce sunt ele? Un răspuns din 4 cuvinte. Deci, iarăși a expirat timpul. Aveți doar câteva secunde. Dacă nu ați reușit până acum să ne expediați formularul, Sanda așteaptă să vă verifice toate răspunsurile. Așa, am încheiat pauza. Haideți să vedem acum răspunsurile la runda 5, ultima rundă. Sper eu că au fost multe răspunsuri corecte.
Deci, la întrebarea întâi, trebuia să scrieți cele patru litere, o misie din denumirea genului. Răspunsul este punk, ca alternativă la cyberpunk, steampunk și așa mai departe. Iată așa un gen literar puțin mai pozitiv în care omenirea a rezolvat majoritatea problemelor ecologice. La întrebarea a doua, sub ce nume populare mai sunt cunoscute aceste substanțe? Freoni. Aceștia distrug, printre altele, stratul de ozon. La 3, care era sursa pentru restul de 15%? Angajații. Da? Știți, unde sunt mai mulți oameni la un loc, se încălzește mai mult. Așa au luat în calcul cei care au construit sediul și câți angajați vor fi acolo. La 4, trebuia să răspundeți prin câteva cuvinte în ce se transformă acest simbol într-un generator eolian. Posterul ne propune înlocuirea energiei atomice cu cea verde. La întrebarea a 5-a, ce anume au făcut cu generatorul eolian și antenă, le-au unit. Mai exact, au incorporat antena în corpul generatorului. Și la ultima întrebare, un răspuns mai lung din patru cuvinte, zăpezile de pe Kilimanjaro, care este și o povestire de Ernest Hemingway, dar și o sursă foarte bună pentru cercetători să afle cum a evoluat clima în Africa în ultimele milenii. Astea au fost răspunsurile. Acum să vedem, Sanda, dacă este pregătită cu ultimele detalii. Cu rezultatele pentru runda numărul 5, o singură echipă a acumulat 6 puncte și este echipa hashtag protest permanent. Ok. Bine, noi mai avem foarte puțin de calculat și de adunat. Voi, între timp, vă invit să mai vedeți odată clipul cel care l-ați privit și la începutul concursului, iar noi revenim în câteva momente. Ascultă! Vrei să-ți spun un adevăr al naibii de deranjant? Tot ce am făcut noi azi nu va mai conta în 20 de ani. Ce a zis șeful sau cât costă mașina aia nouă? Nimic, pentru că pământul ăsta nu o să ne mai poată ține. Înțelegi? Natura nu mai are timp. De vreme ce ne cresc nouă conturile în bancă, cresc și temperaturile anormal de mari. Secete și inundații. În timp ce noi avansăm în cariere, rezervele de apă scad drastic. Uite în jur, cui îi pasă de succesele noastre când am rămas fără păduri, iar pământul e îmbibat cu atâta chimie? Și, apropo, când te-ai scăldat ultima oară într-un râu? Știi, copiii noștri nu o să mai vadă toate animalele și păsările pe care le-am știut noi. Iar noi ne agităm să le găsim o școală mai prestigioasă. Cui îi pasă? Crezi că cineva în locul nostru se gândește la problemele mediului? Nu. Uite, hai să facem mai ceva. Acum. Știu că e greu să te gândești la viitor, dar încearcă cel puțin 10 minute pe zi. Hai să vedem. Ce pot face eu concret? Ce funcție am? Ce pârghii am să influențez situația în care ne aflăm? Hai să începem de la lucruri mici. Cum sortăm gunoiul? Cum economisim energia electrică? Cum stopăm emisiile de gaze cu efect de seră? Cum ne alimentăm mai moderat? Cum protejăm pădurile, râurile și locurile publice? Ce facem cu traficul și mașinile care poluează aerul? Cum reducem utilizarea pesticidelor și chimicalelor în agricultură? Sunt atâtea de făcut, dar hai să le luăm pe rând. 10 minute pe zi. Și apoi, dacă vrei, fă mai mult. Copilul tău va fi mândru de tine. Îți promit. Moldova se numără printre cele mai vulnerabile țări din Europa la schimbările climatice. Dacă nu întreprindem nimic, în 2050 vom ajunge o țară de semideșert. Eu asta nu-mi doresc. Dar tu?
Da, asta a fost concursul. Noi suntem gata deja să anunțăm rezultatele, cu mențiune că sunt rezultate preventive. Le mai verificăm, vedem și ce facem cu întrebarea aceea problematică puțin. Dar, în orice caz, avem câștigătorii top 3 de la Sanda. Iată că avem și rezultatele finale, finale preventive, cum a spus Octavian. Lupta, de fapt, a fost strânsă între 5 echipe, care până la runda 3 aveau cam aceleași rezultate. Și pot spune că decisivă a fost totuși ultima rundă. Să nu mai tragem intrigă, pe locul 3 cu 25 de puncte, dar cu răspunsuri câștigate mai aproape de începutul jocului, s-a clasat echipa FI. La fel, cu 25 de puncte, două runde câștigate, s-a clasat pe locul 2 echipa REM și pe locul 1 cu toate rundele câștigate, toate cele 5 și 29 de puncte în total acumulate, s-a clasat echipa hashtag protest permanent. Îi felicităm cu acest fapt și felicităm și toate celelalte echipe care au participat online, pentru că toate vor beneficia de premii. Vor fi premiați cu câte o mască și o umbrelă, ambele personalizate, cu logo-ul săptămânii europene a energiei durabile, cu mențiunea că premiile vor putea fi ridicate de la gazda noastră de astăzi, Eurocafe, începând cu data de 18 noiembrie. Noi toate detaliile acestea vi le transmitem online, pe poșta pe care ați indicat-o, de ce fiți la curent și fiți siguri că toată lumea va primi cel puțin câte un premiu. Iar pentru locurile câștigătoare, o să anunț și ce premii vor prelua de aici. Pentru locul 3, premiul este Cartea Cronologie Universală de la Mamuții Lănoși și la Războaiele Mondiale și certificate de participare. Locul 2 va primi Cartea Planeta Noastră și certificate de participare și locul 1, hashtag protest permanent, va primi jocul de societate ECOS, The First Continent și certificate de participare. Cam atât cu premiile, cu informații de unde să le ridicați, revenim, cum am spus. Iar noi vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi online, ne-ați urmărit și ați vizionat această ediție specială dedicată eficienței energetice, climei, mediului ambient, partea Săptămânii Europene a Energiei Durabile 2021. Mulțumesc, Sanda. Deci, din câte am înțeles, echipa câștigătoare a avut două greșeli, da? 28 sau 29? A avut 29 puncte, 29. Un singur răspuns greșit. Foarte bine, bravo câștigătorilor. Nu știu dacă s-au pregătit special pentru concurs sau aveau ei foarte multe cunoștințe. Sau preventiv. Așa de bine le pasă de climă și știu toate cele. Posibil, da, cred că așa este. Deci, acestea au fost doar rezultatele preventive și doar topul clasamentului. Urmăriți cum evoluează mai departe evenimentul și pe Facebook și pe YouTube. Vom publica toate rezultatele detaliate cu toate echipele. Au fost multe echipe. Apropo, câte echipe au fost până la urmă? Până la urmă, în joc au participat 40 de echipe, doar că nu toate au ajuns până la ultima rundă, câteva din echipe s-au pierdut pe parcurs, dar 38 de echipe la sigur au jucat. Am înțeles. Bine, asta a fost concursul. Ce să vă zic, eu vă îndemn să adoptați și voi o eficiență energetică, o viață sustenabilă, fiindcă astfel contribuim și noi la rezolvarea acestei probleme cu schimbarea climaterică și, de ce nu, este și un profit economic din aceste acțiuni. Economisim resurse energetice, devenim mai bogați și, în același timp, avem grijă de viitorul nostru și de viitorul următoarelor generații. Să fim împreună este mai bine. Cum am zis, puteți să veniți și aici, în Europe Cafe, să aflați mai multe despre toate aceste programe, dar și despre alte activități ale Uniunii Europene. Cu asta încheiem concursul. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm noi să ne revedem cât mai curând cu alte evenimente de asemenea speciale. Toate cele bune!